Bună ziua, mă numesc profesor Beliciu Nicoleta, sunt profesor de geografie la școala 193 și Colegiul Național Grigore Moisil din sectorul 6. Am venit astăzi din dorința de a oferi un ajutor elevilor de clasa 12-a care vor susține examenul scris la proba opțională la geografie. Proba la geografie este structurată pe trei subiecte. Primul subiect este din geografia Europei, al doilea subiect geografia României, iar al treilea subiect este combinat din cele două, Europa și România. Proba opțională se adresează elevilor de liceu, filiera teoretică profil umanist, specializarea științe sociale, filiera vocațională. Aș începe prin a oferi elevilor absolvenți de liceu câteva sugestii în rezolvarea cât mai ușoară și fără dificultăți a acestor subiecte. Spre exemplu, primul subiect, geografia Europei. Cerințele sunt formulate foarte clar, elevii trebuie să răspundă punctual, fără a intra în detalii. Cerința sună în felul următor. Harta de mai sus se referă la subiectul 1, de la A la E. Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașe, capitală cu numere. Cerința A. Precizați. Numele statului marcat pe hartă cu litera F. Elevul pe foaia de examen pune A. 1. Se uită pe hartă, identifică statul și scrie. Poate scrie sub forma F. Se numește statul Portugalia sau poate scrie direct doar Portugalia. 2. Numele orașului capitală marcat pe hartă cu numărul 11. La fel, poate scrie cifra 11 cu care este notat orașul pe hartă și identifică orașul. Exemplu, Berlin în cazul nostru. Subiectul B. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. 1. Orașul marcat pe hartă cu numărul 8 este capitala statului numit. La fel, poate scrie 1 și trece direct capitala. În cazul nostru este vorba despre orașul Dublin. Sau, pe hartă orașul este notat cu cifra 8 și scrie orașul Dublin. Cerința a doua. Statul marcat pe hartă cu litera B se numește. Poate la fel, 2 și trece statul, în cazul nostru, Cehia sau Cehia. Sunt corecte ambele formulări. 3. Orașul marcat pe hartă cu numărul 10 se numește. La fel, poate trece cifra. Orașul este Madrid sau direct. 3 și trece direct orașul. Subiectul următor la partea de geografie a Europei este grila. Grila care este cea mai ușoară? Spune ce? Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos. În cazul nostru sunt 5 cerințe și fie scrie litera corespunzătoare răspunsului corect sub forma de A, C, D sau scrie numele unităților sau elementelor geografice. Exemplu, statul marcat pe hartă cu litera D se numește. În cazul nostru, D este Belgia. Fie scriu Belgia, fie scriu răspunsul corect, cum avem aici, A. Ambele răspunsuri sunt corecte. Un alt exercițiu la acest subiect, care din punctul meu de vedere creează dificultății elevilor, se referă la comparația. Comparația între două unități de relief sau două unități în care elevii pot compara fie climă, vegetație, faună sau soluri sau din punct de vedere economic. În cazul nostru, în această variantă, trebuie să fac o comparație între două state din punct de vedere al climei. Trebuie să identifice trei deosebiri. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă. Factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale,
amplitudine termică, precipitații medii, anuale, vară, iarnă, vânturi cu frecvență ridicată. În statul nostru, în cazul nostru, statele sunt Grecia și Marea Britanie. Un sfat pentru elevi ar fi următorul. Nu trebuie să intre în elemente de amănunt pentru a-și... a se completa redactarea răspunsurilor. Mă uit pe cerință, ce pot să aleg de aici? Ce mi este mie mai ușor și rețin foarte repede? Factorii genetici și știu că nu greșesc, vânturile și temperatură. În redactarea acestui răspuns pot să merg pe următorul tip. Fie scriu prima deosebire sau scriu direct 1. Un alt element esențial în această rezolvare constă în tot timpul comparația trebuie să se realizeze folosind termenul spre deosebire de sau în comparație cu. Exemplu, în statul notat cu litera C, temperatura medie anuală variază între 15-20 de grade Celsius. O altă variantă de răspuns, în Grecia, climatul este mediteranean, spre deosebire de Marea Britanie, unde predomină un climat temperat oceanic. Un alt element de comparație, putem să luăm factorii genetici. Ce sunt factorii genetici? Sunt acei factori care influențează clima statelor respective. Și mă pot opri aici, la poziția geografică a statelor în continent, la relief, la mările și oceanele mărginașe. Un alt sfat, tot timpul, comparația trebuie să se realizeze așa. În momentul când eu tratez subiectele individual, adică spun, în Grecia temperatura medie este de, punct. În Marea Britanie temperatura este de, atunci nu voi primi punctajul complet, deci nu voi primi 3 puncte și voi primi... Nu voi primi 6 puncte și voi primi doar 3 puncte. Chiar este și aici o notă sub subiect. Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat. Un alt subiect, tot la prima parte de geografia Europei, sunt câteva exerciții după modelul explicați. Exemplu, explicați o premisă naturală care favorizează cultura viței de vie în statul marcat pe hartă cu litera G. În cazul nostru, statul pe hartă este Franța. Ce legătură există între Franța și cultura viței de vie? Știm că este unul dintre marii producători de vin. Premisă naturală înseamnă care sunt acele condiții sau acei factori care îmi determină mie cultura viței de vie. Mă pot opri aici fie la condițiile climatice, fie la tipurile de soluri, solurile nisipoase. Al doilea exercițiu, prezentați nume la două dintre statele marcate pe hartă cu litere, în care este caracteristic fenomenul de îmbătrânire a populației. Ce înseamnă fenomen de îmbătrânire a populației? În statele respective, populația trebuie să aibă peste 65 de ani. Dacă ne uităm un pic pe hartă, pot alege ca state pentru acest exercițiu fie Rusia, fie Grecia, fie Serbia. De ce? Sunt state care fac parte din, exemplu, Rusia din Europa de Est, Grecia și Serbia din Europa Sudică, se confruntă cu ce? Un nivel de trai mai scăzut sau un fenomenul de emigrare? Grare. Și știu sigur că dacă răspunsul este clar, concis, nu voi greși. Trec la următorul subiect, subiectul 2, geografia României. Am de identificat la acest subiect, pe aceea structură ca și la geografia Europei, câteva unități de relief.
Cerințele sunt următoarele. Precizați numele orașului marcat pe hartă cu numărul 5 și fac la fel ca subiectul 1. Și numai că scriu subiectul 2 a 1. Fie trec direct orașul, în cazul nostru este Botoșani. Numele rurii marcat pe hartă cu numărul 11. La fel. 2 și scriu râul, în cazul nostru este Buzău, sau punctul B. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. B. Orașul marcat pe hartă cu numărul 1 se numește, ne uităm pe hartă, orașul în cazul nostru este Brașov și fie scriu 1 Brașov, sau este același lucru. Nu este nevoie, chiar dacă este un exercițiu cu puncte-puncte, să mai transcriu pe foaia de examen întreaga propoziție. La fel, 2. Râul marcat pe hartă cu numărul 8, în cazul nostru este Someș. Sub punctul C este pe aceea structură, avem grilă. C, 1, 2, 3, 4, 5. Și la fel, fie scriu denumirea geografică, exemplu, brațul Dunării marcat pe hartă cu numărul 12, în cazul nostru este, fie scriu Sfântul Gheorghe, sau pot scrie litera corespunzătoare răspunsului corect, sau B. Fie că scriu așa, sau în cazul cu litera, nu este greșit și nu sunt depunctat. Subiectul D, la fel, am de realizat o comparație între două unități de relief. În cazul nostru avem munții Apuseni și subcarpații Getici. La fel, comparația trebuie să fie pe aceea structură ca și la Europa. Folosim tot timpul cei doi termeni de comparație spre deosebire de în comparație cu, ca să pot lua punctajul maxim. Să vedem. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului. Mod de formare, tipuri de roci, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor și a voilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Este un subiect cu un grad de dificultate mediu. De ce? Pentru că îmi cere câteva valori. Dacă nu știu cu exactitate altitudinile maxime, pot să-mi aleg altceva. Ceva la care nu mă pot încurca și știu că nu greșesc. Și anume, modul de formare, tipurile de roci, automat pot identifica și tipurile de relief, sau gradul de fragmentare. Spre exemplu, A. Identificăm unitatea ca fiind munții Apuseni, subcarpații Getici. Să vedem. Prima deosebire. D1. Am aici munți, am aici subcarpați. Pot formula următorul răspuns. Munții Apuseni s-au format prin încrețirea scoarței terestre și vulcanism spre deosebire de sau în comparație cu subcarpații Getici, care s-au format prin sedimentare
și încrețire. A doua deosebire, să luăm tipurile de rogi. Munții Apuseni prezintă un mozaic petrografic. Ce înseamnă noțiunea de mozaic petrografic? Am prezente toate tipurile de rogi, spre deosebire subcarpații getici, unde sunt prezente roci sedimentare moi sau fliș. Următorul subiect la geografia României, subiectul E, prezentați un factor natural care favorizează cultivarea cerealelor pe suprafețe extinse în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera F. Unitatea pe hartă notată este Câmpia Română. Ce factor natural ar favoriza cultivarea cerealelor într-o unitate de câmpie decât tipurile de sol? Și atunci putem nota M1. Fie pot nota solurile, și anume cernoziomurile, și condițiile climatice, chiar am dat doi factori, nu numai unul, sau sub formă de enunț. În unitatea de relief notată cu F, principalul factor natural care favorizează cultivarea cerealelor este solurile din categoria cernoziomurile. Cernoziomurile. Sau pot scrie aici, scot unitatea de relief notată cu F și să scriu direct în câmpia română, principalul factor natural care favorizează cultivarea cerealelor sunt cernoziomurile. Ambele variante sunt corecte. Al doilea exercițiu la acest punct, 2. Prezentați o cauză care explică absența amenajărilor hidroenergetice pe râurile din unitatea de relief marcate pe hartă cu litera B. În cazul nostru, unitatea de relief este Podișul Dobrogei. De ce aceste râuri nu pot fi amenajate din punct de vedere hidroenergetic? Pot scrie la fel, fie cu liniuță, fie sub formă de enunț. Substratul petrografic, adică tipurile de roci, sau un alt factor, condițiile climatice. Și, în mod special, influențele de ariditate. De ce? Ce îmi determină cei doi factori? Râurile
au debite scăzute și sunt scurte. Sau, la fel, pot formula sub formă de enunț. Datorită substratului petrografic, tipurilor de roci, râurile nu pot fi amenajate din punct de vedere hidroenergetic. Sau, datorită condițiilor climatice și în mod special a influențelor de ariditate, râurile, având debite scăzute, nu pot fi amenajate din punct de vedere hidroenergetic. Partea ușoară a testului la geografie, zic că s-a terminat. Urmează subiectul 3, este un subiect care de multe ori ridică un grad de nesiguranță elevilor. Este un pic mai dificil, de ce? Prezintă un grafic și au de realizat câteva calcule matematice. Exemplu. Au o reprezentare grafică în care avem procentul populației ocupate în agricultură în câteva state europene. Ce trebuie să facă elevii? 1. Precizați două state în care procentele populației ocupate în agricultură au valori egale. Exercițiul nu este dificil. Ce trebuie să facă elevul? Pe graficul respectiv, pe axa orizontală sunt trecute statele, Albania, Andorra, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia, România, iar pe axa verticală sunt trecute procentele. Ca să identific două state în care procentele populației ocupate în agricultură au valori egale, mă uit pe axa orizontală și văd care din statele respective au procente egale. În cazul nostru, statele cu valori aproximativ egale sunt Luxemburg, Germania, Norvegia și Suedia. Eu pot trece pe foaia de examen oricare două state din cele patru. Nu este nicio greșeală. Cerința a doua. Precizați procentele populației ocupate în agricultură în Suedia și în România. La fel, mă uit la Suedia, văd care este valoarea pe axa verticală și trec procentul. Mă uit la România, la fel. Mă uit pe axa verticală, văd care este procentul și îl trec pe foaia de examen. Este un exercițiu destul de ușor. Trebuie mare atenție atunci când facem corelarea între axa orizontală cu statele și axa verticală. Subiectul B. Explicați procentul ridicat al populației ocupate în agricultura din România. Aici nu mai am nevoie de grafic, trebuie doar să explic de ce în România procentul populației este atât de ridicat. Am o ramură a economiei agricultura. De ce? Scriu pe foaia de examen următorul lucru. Subiectul B, exercițiul 1, da? Pentru agricultură, care ar putea fi principalii factori? Fie prezența unui procent ridicat al terenului arabil și nu greșesc cu nimic, chiar dacă nu știu valoarea exactă, sau alt factor, mă gândesc aici nu numai la cultura plantelor, cât și la creșterea animalelor, prezența pajiștilor și pășunilor, ducând la creșterea animalelor. A doua cerință, am spus că subiectul 3 este combinat din România și Europa. Precizați o unitate de relief din Franța în care se practică cultivarea plantelor. Rezolvarea. Fie scriu direct unitatea de relief, bazinul parizian, unitatea de relief în care se practică cultivarea plantelor este bazinul parizian. Exercițiul 3.
Explicați procentul redus al populației ocupate în agricultura din Andorra. Andorra fiind un stat situat între Franța și Spania, are un relief predominant montan. Pot scrie următorul lucru. Predomină relieful montan sau o altă variantă de răspuns, procentul scăzut al terenului arabil. Andorra fiind un stat în care principala ocupație este turismul. Exercițiul sub punctul 4 la exercițiu B, precizați o unitate de relief din Germania în care se practică cultivarea plantelor, merg pe aceea structură ca la sub punctul 2 și pot scrie câmpia germană sau în unitatea de relief sau în Germania, unitatea în care se practică cultivarea plantelor este câmpia germană. La subpunctul C am decaracterizat un stat, nu este nevoie să fac sub formă de compunere și pot scrie punctual așa cum este și pe foaia de examene, de la 1 la 5. Scriu subpunctul și scriu exact punctual care sunt cerințele. Am decaracterizat Austria și am de identificat numele a două state vecine membre ale Uniunii Europene. 1. Care sunt statele vecine Austriei membre ale Uniunii Europene? Dar pot scrie oricare alți doi vecini membre ale Uniunii Europene. 3. Numele a două unități de relief. Numele unui curs de apă. Răspunsul este corect, se punctează și nu trebuie să fac sub formă de compunere. Sub punctul D. Este un pic mai dificil. De ce? Îmi cere să calculez densitatea din două state. Am un tabel. Tabelul este... Eu nu-l mai trec pe foaia de examen, lucrez direct pe ciornă. Am statul, suprafața și populația. Am în tabel care sunt valorile și îmi cere. Calculați densitatea medie a populației din Belgia și Finlanda. Este destul de simplu. Știu care este formula densității. Densitatea este egal cu populația suprafață. Înlocuiesc în formulă și îmi rezultă locuitori pe kilometru pătrat. Următoarea cerință, să precizez o cauză a diferenței, de ce între cele două state valoarea densității nu este egală sau sunt diferențe. Și aici pot găsi N factori, N cauze. Dacă luăm Belgia, este un stat care predomină relieful de câmpie. Finlanda este un stat în care predomină suprafețele cu lacuri glaciare. Și am identificat o cauză și nu m-am complicat absolut deloc. Exercițiu E. Londra este situată la 51 grade latitudine nordică, iar Moscova este situată la 55 de grade latitudine nordică. Deși sunt situate la aceeași latitudine apropiate, la Londra temperatura medie anuală este de plus 10,1 grade Celsius, iar la Moscova temperatura medie anuală este de plus 5,1 grade. Explicați această diferență de temperatură. Ce înseamnă două orașe situate la aceeași latitudine? Latitudinea știm că este distanța măsurată în grade de la ecuator spre cei doi poli. Dacă ne uităm un pic pe o hartă a Europei, vedem că Londra este situată în apropierea Oceanului Atlantic, iar Moscova este situată mai departe de acest ocean. Aproximativ. Da? Aici am avea Londra și aici am avea Moscova. Mă pot ajuta, ca să nu mă încurc, de harta de la primul subiect și atunci văd. Chiar dacă sunt situate pe aceeași latitudine, la Londra am mai cald datorită Oceanului Atlantic, care îmi determină un climat mai umed, cu ierbi blânde. La Moscova am o temperatură mai scăzută. De ce?
pot să formulez datorită depărtării orașului Moscova de Oceanul Atlantic. Și ultimul sub punct la exercițiu E, un avantaj și un dezavantaj al utilizării combustibililor fosili, cărbun, petrol, gaze naturale pentru obținerea energiei electrice, este destul de simplu. Pot spune 2 și scrie A de la avantaj sau avantaj, resurse numeroase, D sau dezavantaj, sunt epuizabile sau poluante. Și aceasta a fost varianta la geografie. Mare atenție la exercițiile de comparație, tot timpul să existe termenul de spre deosebire de în comparație cu, explicațiile să fie punctuale, fără a intra în multe amănunte, se poate rezolva și sub formă de schemă sau cu liniuță sau cu cifre în funcție de cum sunt trecute cerințele pe subiect, fără a fi depunctați. Vă doresc mult succes și note cât mai mari!